Weekend marcat de fapte bune. Peste 1000 de cumpărători care au venit să-și facă proviziile la două rețele de supermarketuri din capitală au fost îndemnați să doneze unele produse. Aceștia au primit pungi de la voluntarii de la Misiunea Socială Diaconia, care le-au explicat cum pot dona. O condiție a fost ca alimentele să fie nealterate, astfel încât să devină prânzul unor persoane social vulnerabile, bătrâni sau chiar familii cu resurse financiare limitate. Să donați alimente persoanelor social vulnerabile. Aici este un sacos unde puteți să puneți alimentele și să le lăsați la ieșire. Și la ieșire. Da. Pe domnul Petru l-am surprins și la ieșire. El spune că din puținul lui și din pensia mică pe care o are, este gata oricum să se împartă și cu ceilalți. Cum vă simțiți după ce ați făcut o donație? Mai bine. Deci mai împlinit? Cineva se mai simte tot mai bine. Cum... măcar un mic ajutor, tot de la pensionari. Majoritatea oamenilor care au intrat în magazine au ales să facă un bine și să doneze. Cele mai multe produse oferite au fost crupele și conservele. Sper că din tot sufletul produsele date să ajungă la oamenii care într-adevăr au nevoie și să mai doneze lume pentru că să aibă toți o bucată de pune pe masă de sărbătoare. Un mic act de binefacere. Cred că un rău oricând putem face un bine mai puțin. Nu știu, sper să ajungă la destinație bunurile și să fie binevenit. Responsabilii de la proiectul social Banca de Alimente spun că au reușit să mobilizeze locuitorii capitale să împartă coșul lor de cumpărături cu cei care nu au ce pune pe masă. Banca de Alimente distribuie aceste produse direct la ONG-uri. Adică până acum, cumva, colectele care se organizau erau distribuite strict persoanelor social vulnerabile, iar acum o să fie împărțite la centre comunitare, diferite ONG-uri și diferite centre care ajută bătrânii și copiii social vulnerabili. Voluntarii au fost implicați pe tot parcursul zilei ca să informeze oamenii despre produsele pe care le pot dona și pașii pe care trebuie să-i urmeze. 100% de oameni care intră donează cam aproximativ 60-70%. În fiecare an, când chiar și la campania de Paș, la fel cum și astăzi la Banca de Alimente, sunt gata să fac o donație, astfel reprezint și eu faptul că nu doar mă uit cum oamenii donează, dar fac și eu un aport al meu. Proiectul Banca de Alimente este la prima ediție și a fost lansat în cadrul Săptămânii Naționale de Prevenire a Risipei de Alimente.